Ivona se simte frustrată din cauza mamei sale. Place? Asta? Așa scurtă? Mama e o femeie de treabă, dar are niște fixuri cu hainele. Și nu mă lasă să ies în oraș. La cât zice că e mâine petrecerea? Păi mă gândeam să mergem pe la 10. Ce scandalos să iasă cu ai mei. Unde se ducă Ștefan? E student, are 22 de ani. Dar nu o să ții pe lângă fusta ta până la adânci bătrâneți. Și se atașează de noua vecină. El e Radu, logodnicul meu. Bună. Ivona. Te așteptăm pe la o cafea pe la noi. Un trifoi cu patru foi, nu? Nu era brățară, era lănțișor. Ivona știe că e înfiată? Ești nebună. Cum să fie fata mea înfiată? Am recunoscut lănțișorul. O să-i spun. Asta dacă nu-i dăm 5.000 de euro până mâine. Care profită din plin de părinții ei. Este pentru prima și ultima oară când primești bani. De ce vorbiți atât de urât cu mine? Eu sunt drăguță cu dumneavoastră. Iei banii și oraș îmi pace pe fata noastră. Și continuă să o influențeze în rău. Haiducii sunt cei mai tari. Cum adică? Adică haiducii iau de la bogați și dau la săraci. Hai! Ce ai? Am pus niște bani în cărți. Tu i-ai luat? Da. Ai pus-o pe Ivona să ia bani din casă. 3.000 de lei! Îi vreau acum! Aia rămân la mine, pentru că altfel îi spun. În 2022 se dansează pe verde! Habar n-are ea ce se întâmplă în 2022! E moartă și îngropată, e pa! I s-a făcut dosar pentru furt și propunerea este de trimitere în judecat. Și ce înseamnă asta? Că o să aibă nevoie de un avocat. Până când adevărul iese la iveală. Mama ta adevărată este Claudia. Mama mea reală e Claudia? Ivona știe. Că e fata ta? Da. Perfect. Acum putem fi o familie fericită. Din păcate însă... Sunt ca pe mine. Credeam că e de treabă. Ai văzut cum a înghițit tot ce i-am spus. Vrei să ții legătura cu ea? Nu. Doamne, să creadă că-s mama ei. N-ai văzut cum s-a lipit de mine? Oare vor reuși Valeria și Ștefan să-și mai salveze fetița? Ivona! Ivona!